Bucovina Rădăuți și Șomuz Fălticeni au remizat într-un meci contând pentru etapa a șaptea din seria întâi a Ligii a treia. Gazdele au deschis scorul minutul 14 prin plămadă, dar oaspeții au egalat prin julei înainte de pauză. După reluare, oaspeții au preluat conducerea prin tutuță, iar cu 5 minute înainte de final, Ionesi a egalat. Cu acest rezultat, Bucovina Rădăuți se află pe ultima treaptă a podiumului cu 13 puncte, dar și un meci mai puțin disputat în compania celor de la Foresta. Șomuz Fălticeni se află pe locul 2 în clasament cu 14 puncte. În următoarea rundă, cei de la Fălticeni joacă în deplasare la Dante Botoșani, iar rădăuțenii joacă în deplasare la Huși.